vorbești cu identități media, că vorbești pur și simplu cu niște oameni care au trecut, care au prezent, care au crampe, pe care nu doar ești fată, care au nemulțumiri, care au bucurii, care au copii, care au memorie. Și este o carte în care Andrei ăsta pune ștambire pe propria copilărie, pe ce s-a întâmplat ca om care a urcat pe scara media, pe ani de școală, pe prieteni, pe impresii, dintre când pe câte sugestii, pe câte un sfat. Suntem aici, firește, cu Andreea Esca și în același timp cu Dan Cemihelescu. Știu că v-ați plictisit de noi la asta, pentru mine cel puțin e ultima, nu știu, Dan, dacă mai are altceva, altă strofă astăzi. Și cu Lidia Vodea, de asemenea prezență statornică la Târgu de Carte. Fiecare vă va spune ceva despre Andreea Esca. Eu vă spune că am avut plăcerea unui șuie. Înainte de a citi această carte, am aflat că o să fiu trimis pe post de Buzdugan Editorial la o sesiune, la un interviu. Acum, Andreea este unul care care dă și ia interviu. Eu am fost rotat în postura de intervievator la o carte campane paralian și s-a crezut, nu dacă bine sau rău, că aș putea să pun întrebări cu subiect și predicat și cu bănuiala unei minime inteligențe și Andreesca. Ce a ieșit, veți vedea în ultimele 50 de pagini. În orice caz, dacă întrebarea a fost șchioapă, răspunsul a avut ambele picioare. Mulțumesc, scrieți-mi mai mult și îmi urmează cine mai copește. Da, vă rog.